deranjează colegii cu chef de vorbă, telefonul și pauzele de cafea, așa că muncesc în medie cu 2 ore mai puțin zilnic. Acestea sunt motivele invocate de angajații lipsiți de randament. Potrivit unui studiu recent, deși suntem fruntași Europei la orele petrecute la birou, suntem codași la capitolul productivitate. Specialiștii în resurse umane spun că românii nu au o cultură a performanței, iar angajatorii nu sunt obișnuiți să plătească pe ce se livrează, ci pe cât se stă la lucru. La Nicola s-a fost pe distracție. În acest atelier de bijuterii, subiectul principal de discuție este vacanța de vară. Așa că, în timp ce lucrează, fetele își caută deja o altă destinație pentru următoarea călătorie. Oh, wow! România? Wow. Da! În Transilvania. Astfel de scene au loc în majoritatea birourilor de la noi. Există această idee cum că dă bine să stai mai mult, să stai peste program. Nu contează neapărat că tu din acele 8 ore sau 10 ore, dacă ai stat peste program, că ai lucrat maxim 6. Românii sunt fruntașii Europei când vine vorba de ore muncite. 41 de ore pe săptămână, de 3 ori media europeană. Doar că, deși muncim mult, producem puțin. 61,6% din media europeană. Colegii cu mare chef de vorbă, acesta este motivul pentru care 6 din 10 români, conform unui studiu recent, mărturisesc că sunt nevoiți să facă multe pauze la locul de muncă, iar asta le scade productivitatea. De asemenea, 36% dintre angajații români spun că mai sunt deranjați la serviciu de zgomotul infernal din birouri, mai ales din cele deschise cu mulți angajați. De asemenea, îi mai deranjează și ședințele interminabile, dar și telefoanele care sună în continuu. Astfel că 3 din 4 angajați români spun că sunt nevoiți zilnic să piardă cam 2 ore la locul de muncă, dar asta și din cauza pauzelor dese de cafea și țigară. Consider că un om poate fi extrem de productiv în 4 sau 5 ore, nu are nevoie de 8 ore sau de 10 ore de muncă pe zi, sau poate să-și facă treaba foarte, foarte bine în 4 zile pe săptămână, nu neapărat în 5. Iar unii angajatori par să renunțe încet încet la pontarea angajatului și sunt mai atenți să îl stimuleze. Încerc să creez în birou și nu numai, și în afara biroului, tot felul de activități care să stimuleze creativitatea. Cred că aceste pauze ar trebui să fie benefice. O discuție cu un coleg ne poate da o idee, un scroll pe Instagram ne poate aduce o informație nouă. Specialiștii în resurse umane consideră că românii nu au încă o cultură a performanței. Tu ai de făcut A, B și C astăzi, când le-ai terminat poți să-ți vezi de treabă, atunci sunt convinsă că ar exista cel puțin jumătate dintre colegi care ar zice, voi glumiți sau uitați-vă la filmulețe sau mergeți la țigară, dar eu vreau să plec astăzi la 5 fix. 45% dintre respondenții aceluiași studiu despre productivitate spun că angajatorii ar trebui să le creeze spații speciale pentru a se putea concentra și 23% dintre aceștia vor zile fără ședințe. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.